metropolitană, constant, prin vot și prin pozițiile noastre. Prin faptul că am venit și am cerut explicații și am venit cu, poate, cu alte soluții, nu înseamnă că nu le-am susținut deplin. Și asta vreau să vă întreb, domnule primar, dacă veți găsi soluții în cadrul acestei reorganizări pe care trebuie să o faceți, nu știu care e termenul și vă rog să-mi spuneți, să nu pierdeți personalul calificat tehnic din primărie, care va fi atât de necesar în implementarea acestor proiecte și nu numai a celor două, a tuturor proiectelor mari pe care primăria le-a lansat acum. Mulțumesc frumos, termenul este 1 iulie. Cineva vorbea mai devreme de munca pe care a făcut-o nu știu cine la realizarea PNRR-ului. Așa de bine l-au făcut încât n-au trecut bani pentru finanțarea unităților de implementare a proiectelor. Și nu poți să înființezi unitate de implementare că nu se finanțează din PNRR. Și pe de altă parte nu poți că ești blocat ca număr de posturi de organigramă, dincolo nu poți să înființezi pentru că nu au finanțare prin PNRR. Asta e realitatea pe care o avem și nu trebuie să ne descurcăm cum putem. Și admir pe colegii mei când spuneam că trebuie să fac o suplimentare, pentru că nu am cadrul legal să înființez unitate de implementare a proiectului, pentru că n-am de unde să finanțez, postul nu pot să aduc pentru că mi-e blocat nivelul maxim de posturi. Și atunci trebuie să mă descurc cu ce avem și să găsim soluții în interior. Și le mulțumesc colegilor mei pentru efortul acesta extraordinar pe care îl fac. Era unul dintre argumente pe care mi l-am spus mai devreme. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Michi Braniște, vă rog, sau doamnă, îmi cer scuze. Bun, merge. Bună seara tuturor. Mă numesc Michi Braniște și sunt manager cultural, curator, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, la Facultatea de Teatru și Film. Sunt aici împreună cu mai mulți colegi din scena culturală. O să ia o parte dintre ei cuvântul. Alții au plecat deja pentru că nu aveau mai mult de 2 ore jumate alocat pentru acest eveniment. Am luat cuvântul pentru că am scris o teză de doctorat în care am analizat dinamica scenei culturale din Cluj în perioada 2009-2019. Una dintre problemele principale pe care am identificat-o este faptul că la Cluj se finanțează cultura pe baza legii 350 din 2000, pe când există o lege specială pentru finanțarea culturii și am venit aici pentru a solicita ca regulamentul pe care l-am depus în decembrie privind aplicarea acestei legi pentru a se finanța proiectele culturale să intre în consultare publică. 2 argumente pentru asta și după aceea o să dau microfonul colegilor mei. Unul dintre argumente este că e legea, ordonanța de guvern 51 pe 1998 este mult mai transparentă, are un proces în spate prin care se alocă finanțările explicând punctajele și așa mai departe. Sunt multe amănunte în regulament, le puteți verifica. Un alt lucru important este că se face apel în comisia de selecție la profesioniști. Ori problema mare a legii 350, din punctul meu de vedere, este că în momentul de față selecția de proiecte este făcută de o comisie de consilieri locali în care nu există specialiști în cultură, ceea ce, apropo de alte discuții despre cât de bine duce cultura la Cluj, e un pic cam jenant. Și este totuși momentul să se facă apel la profesioniști. Între timp scena s-a dezvoltat. Cred că nu ne mai putem permite să rămânem cu persoane care lucrează în domeniul ingineriei și au decizii pentru domeniul cultural. Da. Este 2024, cred că de cel puțin 4 ani de zile și Centrul Cultural Clujan a depus nenumărate solicitări prin care se treacă de la legea 350 pe OG 51. Există foarte multe organizații care cer acest lucru. A fost astăzi depusă și o petiție la registratură în care se cere acest lucru. Există o solicitare scrisă cu argumente foarte clare. Ce să mai zic mai mult de faptul că este o lege recomandată pentru finanțarea culturii la nivel național. Sunt nu știu câte municipii în țară care aplică această lege. Timișoara, care a fost capitală culturală europeană, funcționează după această lege și funcționează corect. Sunt comisii de specialitate formate din profesioniști din cultură și cu grile transparente. Dacă ai greșit, știi unde ai greșit, știi cum să îți îmbunătățești proiectul la anul. Cam atât am avut de zis, eventual următorul pe listă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Maxim Claudiu, dacă este.
Bună ziua, numele meu e Loran Maxim, sunt regizor de teatru și manager al Fundației Transit. Mi-am scris câteva idei, așa că cu permisiunea voastră am să stau jos să le, să le citesc. Vin în continuarea ideii susținută de colega mea, Michi Braniște, și reamintesc că propunerea și solicitarea de a trece pe OG51 este o solicitare foarte veche, este de ani de zile. Și în fiecare an se promite că de la următorul an se va trece, invocându-se motive de regulament și așa mai departe. În momentul de față există un regulament depus, ceea ce cerem noi este să-l aprobați în consultare publică, ca regulamentul să poată să fie amendat, îmbunătățit de către specialiști, oraș și așa mai departe. Foarte scurt, la ședința trecută de Consiliu Local, s-a spus că nu există neapărat consens. Vă spun clar că în sectorul cultural există consens. Atât festivaluri mari, cât și instituții mari, cât și debutanți și așa mai departe, au consens că acesta este cadrul legal specific. Menționez numai, lista semnatarilor are 59, dar menționez doar primii 10 semnatari ai scrisorii depuse către CCC. Este Centrul Cultural Clujan, Festivalul Internațional de Film Transilvania prin Tudor Giurgiu și Cristian Hordilă, Opera Națională Română, Teatrul Maghiar de Stat prin Tompa Gabor, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Filarmonica de Stat, Opera Maghiară din Cluj, Teatrul Național Lucian Blaga, Biblioteca și așa mai departe, lista are 59 și este doar cea mai, nici nu știu că e cea mai recentă, că cred că încă s-au mai depus două de atunci. Este una dintr-un lung șir. Foarte clar, care sunt diferențele dintre OG 1998, legea pe care se finanțează cultura în Cluj, care este 350/2005. Legea 350/2005 nu presupune evaluare de specialitate. În prezent, evaluarea proiectelor culturale revine consilierilor locali. OG51 stabilește concis componența comisiilor de cultură, asigurând participarea majoritară a specialiștilor cu experiență în managementul și evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție. Componența nominală a comisiei este adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție. Legea 350/2005 nu permite un cadru de evaluare, permite un cadru de evaluare lipsit de transparență și cred că Clujul nu trebuie să-și asume acest risc. Adică și preventiv putem lucra în felul ăsta, da? Mai exact, deciziile luate de Comisia de Evaluare nu pot fi contestate. În acest fel, Comisia de Evaluare nu poate fi responsabilizată de rigoarea vreunei metodologii. Mai mult, se ajunge constant la situația stânjenitoare în care solicitantul primește doar o parte din banii ceruți, dar rămâne cu obligativitatea implementării întregului proiect. Tăierea nu este corelată cu nicio metodologie și nu este explicată în niciun fel. OG98 permite un proces transparent de evaluare în care aplicanții pot solicita atât grilele de evaluare cât și reevaluarea conținutului proiectelor. Spre exemplu, AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, funcționează în baza acestei legi și are un model ce prăbează cu brio funcționalitatea acestui cadru legal. Aici evaluatorii au de urmat o grilă clară, de cuantificat și justificat punctajul acordat. Fiecare proiect este evaluat în mod independent de către 3 evaluatori diferiți, iar în cazul unei indiferențe de interpretare, ce face ca punctajul să difere mai mult de 10 puncte, un forum este convocat, iar evaluatorii își explică procedura. Comisia de evaluare a contestațiilor urmează aceeași metodologie, dar este formată, bineînțeles, din alți evaluatori. În cazul AFCN, în cazul primăriei, nu există procedură de contestație și o astfel de comisie. Toate aceste, asta este o scrisoare la care am contribuit alături de alți colegi, este depusă și la registratură în întregimea ei, n-am să-i dau citire acum la toată, cred că urmează să ajungă la dumneavoastră dacă încă nu a ajuns. Ce trebuie să mai spunem e că OG51 a fost amendat și îmbunătățit de 2 ori. Cel mai recent în 2022. Este cea mai adaptată lege care definește cu amănuntul cum ar trebui să se facă finanțarea nerambursabilă în domeniul cultural. Avem acum un regulament depus,
vă rugăm să-l luați în consultarea publică, astfel încât să poată fi amendat și, în sfârșit, să trecem pe această lege. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție, domnul Soaca Cișvan. Cișvan, dacă îmi permit să zic și eu două cuvinte în completarea lui Loran. Bună seara, și eu sunt regizor și manager cultural, Iasmina Cloșcă mă numesc. Prezentați. Cred că ajută în completarea ce a zis colegul meu Laurent și Michi să urmărim puțin și firul de dialog cu primăria în acești ani în care tot am făcut advocacy pentru trecere pe OG51. În 2020 avem un citat din ședința de Consiliu Local, domnul Box spunea: vom lucra la modificarea regulamentului de a trece de la 350 la OG51. Dacă se începe în iunie, se poate teoretic finaliza până la sfârșitul anului. Suntem în 2024. În 2021 ni se transmis că trecerea la OG51 nu se poate pentru că se așteaptă promulgarea versiunei îmbunătățite a legii. Lucrul ăsta s-a întâmplat în octombrie în acel an, în 2022, amintesc, suntem în 2024. În aprilie 2022, citat din ședința de Consiliu Local, am luat decizia de a merge pe OG51, de a pregăti un proiect pentru dezbatere publică, numai că el trebuie făcut de anul acesta ca să se aplice anul viitor. 2022, suntem în 2024. În aprilie 2023, evident că sunt deschis să se pună de acord structurile culturale cu privire la un proiect. Sunt deschis să-l ducem mai departe și să-l prelucrăm în structurile administrative. 2023, suntem în 2024 și avem o propunere de regulament. Cu toate astea, în ianuarie, în ședințe de Consiliu Local, ne-ați comunicat dintr-o dată o rocadă de 350 de grade, 60 de grade, că nu sunteți convins că există consens în sector. A citit-o colegul meu, Laurent, o mai citesc și eu odată, pentru că este foarte important. Printre semnatari se află Centrul Cultural Clujal, Festivalul TIF, Opera Națională, Teatrul Maghiar de Stat, Filarmonica de Stat, Opera Maghiară, Teatrul Național, Universitatea de Artă și cei mici. Federația Centru de Interes, Asociația Reactor de Creație și Experiment, Asociația care gestionează Cinemaul Arta, Asociația Creative Tech Joy, Asociația Alt Art și tot așa mai departe până la 59 de organizații. Există consens în sector, există un istoric prin care vă solicităm chestia asta, e legea specializată, artiștii locali și managerii locali merită protecția unei legi specializate. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul. Ok. Bună ziua, distinse doamne, distinși domni, de asemenea, o să stau jos cu permisiunea dumneavoastră, sunt mai structurată. Oh, și mai bine, e ok, sunt mai modest. Așadar, ca de fiecare dată, sunt onorat să fiu în această sală unde se decide viitorul orașului. Sunt absolut convins că administrația abordează cu maximă responsabilitate tema culturii la Cluj-Napoca și rolul social cheie al acestuia, în spiritul co-creierii, înțelegerii, conviețuirii, spiritului autentic european progresist. Cu toate că este bine cunoscut faptul că, spre exemplu, directorul Biroului Cultură este persona non grata în Ucraina, din cauza vederilor sale, de asemenea ar fi cunoscute, el fiind angajat al instituției din vremea primarului Funar. Azi am depus la registratura primăriei petiția evocată, semnată de 164 de persoane, majoritatea lucrători culturali, mizele petiției fiind 1% din bugetul orașului pentru cultură, punerea de îndată în dezbatere publică a propunerii de regulament înaintat primăriei la sfârșitul anului 2023, elaborat în colaborare cu experți ai sectorului. Și 3, trecerea din acest an a sistemului de finanțare pe OG51. Această solicitare sau aceste solicitări sunt departe de a fi noi și neașteptate. Amintesc doar de scrisoarea Centrului Cultural Clujan în acest sens din 2023, semnată de 59 de operatori, sau scrisoarea din 2022, mai puțin cunoscută, sau cea din 2021. Au existat. De asemenea, aceste solicitări sunt departe de a fi neadresate verbal de către administrația locală. De 8 ani primăria promite că o să crească sumele alocate pentru cultură, de exemplu, prin strategie până la 3%,
strategie, promisiune din 2016. Și din 2020, domnul primar promite trecerea pe OG51. Am certitudinea că domnul primar își asumă tema culturii cu maximă seriozitate, având în vedere că îmi amintesc că am stat împreună în 2016 pe scenă, în fața juriului internațional de la Capitala Culturală Europeană, unde am susținut împreună dosarul de candidatură a orașului la titlul de Capitală Culturală Europeană, iar în care dosar de candidatură scrie așa: cultura este una din cele mai vitregite domenii. Salariile sunt mici, oamenii sunt nevoiți să lucreze peste program, iar majoritatea contractelor sunt de scurtă durată. Prea des există așteptarea ca artiștii și lucrătorii din sector să chiar accepte să nu fie plătiți deloc. Pe pagina 6 scrie: entuziasmul pentru manifestări ample a atins un punct maxim care poate periclita echilibrul fragil dintre calitatea artistică și distracția banală, precum și sprijinul acordat unor producții proaspete. Mai mult, finanțarea culturii s-a orientat în special spre aceste evenimente vizibile în detrimentul acelor demersuri care sunt critice, experimentale, de nișă, care se concentrează pe educație sau pe grupuri dezavantajate. Am citat din bitbook-ul de Capitală Culturală asumat în unanimitate de Consiliul Local, prezentat pe scenă, alături de mine, domnul primar, în fața jurului internațional. Din cauza asta, sunt nevoit să revin la acea aserțiune a domnului primar, conform căreia cultura primește din ce în ce mai mulți bani la Cluj-Napoca. Din păcate, această aserțiune are nevoie de mici precizări, cifric și procentual. Cifric vorbind, chiar și creșterea bugetului cultural cu 25% în acest an, cifra rămâne mult sub cele 3.056.179 euro alocate pentru cultură în 2016, acum 8 ani. Suntem mult sub. Așa, acestea sunt cifrele, da? Procentual vorbind, chiar și cu creșterea promisă, azi nu suntem nici măcar la jumătate din cele 1,28% pentru procente aferente tot anului 2016. Acestea sunt procentele. Și acum, pentru că înțeleg importanța sugestiilor constructive din această sală, solicit ca primăria să înceapă să-și realizeze nu doar vorbic, ci și faptic promisiunile și în acest an să crească bugetul pentru cultură la cel puțin 1%, adică la 7 milioane de euro. Din acest an și din cifric, nu în viitor și vorbic. Revenind la vulnerabilitatea sectorului cultural, aceasta este analizată în profunzime în tema doctorală Sub asaltul creativității, o perspectivă din interiorul scenei culturale independente din Cluj-Napoca, scrisă de eminenta noastră colegă Michi Braniște. Citesc din teza de doctorat. Decăderea a început să se manifeste mai vizibil din anul 2019 prin pierderea spațiilor reper ale culturii independente. Vulnerabilizați de pierderea spațiilor, epuizați de munca continuu perisabilă, unii din acești lucrători au început un proces de regândire a rolului propriu în peisajul cultural, în care își dezvoltă interdependențele. Asediul gentrificării la Cluj-Napoca este din ce în ce mai prezent în viața spațiilor culturale. Spre exemplu, spațiul Zugzon, gestionat de echipa Varuterem, a fost mereu sub semnul incertitudinii din 2017. Reactor are pe lângă sediu un șantier pentru un bloc de locuințe, proprietarii mărind chiria considerabil. Momentul pandemiei a ridicat un alt nivel de anxietate la cote maxime și reflexia asupra gestiunii situației de crize identificate mai sus devine un pas obligatoriu. Această analiză ar putea complexifica aserțiunea recentă a domnului primar, cum că Clujul dă ora exactă în materie de cultură în România, iar adresarea stării de fapt a sectorului, relevată și de teza amintită, cu doar câteva noi promisiuni, mai apoi neonorate, ar putea indica fie incapacitate administrativă, fie miopie strategică. Operatorii culturali clujeni sunt și ei doar clujeni. Țin să reamintesc rezultatele unui pondul recente care arată că clujenii încep să se sature de vorbe. Pentru remediarea problemei sectorului, este chiar acesta sectorul care cere, documentabil de cel puțin 4 ani, schimbarea cadrului de finanțare a culturii, actualmente neperformant, lipsit de transparență și politizat. Știm bine
că domnul primar a și promis acest lucru verbal în fiecare an din 2020 încoace. Din păcate, domnul primar nu și-a respectat niciodată promisiunea. Iar acum, spre stuparea noastră, când în sfârșit a fost depus o propunere de regulament bazat pe legea dedicată, OG51, primăria pare să tergiverseze punerea acestuia în circuitul legal, începând cu punerea în dezbatere publică. Înțeleg importanța sugestiilor constructive din această sală și deci, prin prezenta, solicit punerea de îndată în dezbatere publică a propunerii de regulament înaintat primăriei la sfârșitul anului 2023, elaborat în colaborare cu experți ai sectorului cultural. Nu există niciun motiv administrativ de a refuza acest lucru. Și tot fiindcă înțeleg importanța sugestiilor constructive în această sală, prin prezenta insist, alături de semnatarii petiției depuse azi, alături de cei peste 70 de operatori care au semnat scrisoarea Centrului Cultural Clujan, trecerea din acest an a sistemului de finanțare de pe 350 pe OG51. Menționez că între timp petiția pe care am depus-o azi la registratură la ora 2 cu 164 de semnături are acum peste 190. Aștept deci cu interes remarcile dumneavoastră constructive și dacă mi este îngăduit pe temă, reamintesc temele. 1% pentru cultură, regulament nou în dezbatere publică și OG51 din acest an. Vă mulțumesc! Vă rog, domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să știți faptul că solicitările de discutare suplimentare și de aprofundare nu au venit de la mine, ci de la dumneavoastră. Adică de la sectorul cultural, nu de la cei prezenți în sală, ci de la alții care mi-au spus că ei vor dispărea și tot ce am creat bun în acești ani prin susținerea orizontală a acestui sector cultural care a adus atâtea valori Clujului, riscă să fie afectat. Și am spus cum? Păi, în condițiile acestea, numai cei mari vor avea de câștigat și cei mici care au reușit să se impună vor fi dezavantajați și vor pierde. Ok, discutați în sistem, mie indiferent, suma este aceeași, cum o împărțiți, este treaba voastră. Suma de bani în creștere de la an la an, am încercat să dau cât mai mulți bani cu putință, treaba voastră cum împărțiți banii, nu e treaba mea. Nici în comisie să-mi spună vreunul din ultimii 20 de ani cu un consilier local la mine și a spus dați bani pentru X sau Y. E treaba voastră cum stabiliți pe principii prevăzute de lege. Deci din punctul meu de vedere, absolut egal. Am cadrul legal și pe ordonanța 95 și pe legea 330, a funcționat. Deci, din punctul ăsta de vedere, sectorul a fost acela care mi-a atras atenția asupra unei alte fațete a problemei la care să reflectez. Și a spus, ok, reflectați. A doua fațetă a fost cea legală. Tot timpul mi s-a spus, se modifică legislația, stați să așteptăm. Așa este, a spus cineva aici. 2022, da, s-a modificat. Dar voi știți că luna ianuarie s-a modificat din nou această ordonanță prin ordonanța numărul 20 publicată în Monitorul Oficial din 31 ianuarie? Din nou am fost informați că se modifică legislația. Așa, ok, atunci așteptați să faceți ultima modificare la modificare pe legislația, dacă tot o faceți. Deci ultima modificare nu e din 2022, ci este ordonanța numărul 20 din 31 ianuarie, publicată în 31 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial. Asta este ultima modificare, ca să fiți la curent când vorbiți și vă pretindeți că aveți tot adevărul deasupra dumneavoastră. Deci, aduceți toată legislația, v-am spus un singur lucru. Aceștia sunt banii, cum îi decideți, dumneavoastră decideți. Veniți cu plafoane interior, nu veniți cu plafoane, vreau să știți să aveți previzibilitate în ordonanța 30. Atât v-am cerut, am spus, dar proiectul care este depus, atât îi lipsește. Modul cum se repartizează sumele, standardele și plafoanele. Pentru proiecte mari, pe proiecte mici, stabiliți un cadru previzibil, ca să știe fiecare acolo în ce categorie și cât are loc. Atât v-am cerut. Depuneți-l, dar n-ați depus. Depuneți, vă rog. Este. Depuneți, este, vă rog, modificarea în baza legii adoptată în 31 ianuarie. Actualizați-vă, vă rog, informațiile în baza legii. Colegii mei oricum lucrează la acest lucru. Și o facem. Dar trebuie să o facem repede cu cap, nu cu presiune. Știți, cu mine nu merge cu presiunea. Puteți să veniți 100 de mii. Că nu mă intimidează nimeni în acest oraș, cât timp am legea de partea mea și buna credință. Da? Să fim bineînțeleși. Că acest sector cultural a fost creat de această lege care e în vigoare astăzi. Distinsă doamnă, în democrație ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă suntem la fața de teatru și avem drept să facem teatru în orice situație.
Teatrul totuși are locul lui pe scenă, nu în piață publică. Deci, în consecință, actualizăm cu legea nouă modificată, stabilim plafoanele exact cum credeți de cuvință, le punem în dezbatere publică și după care știți exact cum mergem de la an la an. Ce pot să vă asigur, creșterea minim cu rata inflației, ca să fie previzibil, va fi asigurată pentru sectorul cultural. Asta pot să asigur din start. Mai mult de atât, nu pot să am în acest moment previzibilitatea resurselor financiare, dar atât se poate face. Și aș vrea să vă dau elementul decisiv, de fapt, pentru ce trebuie modificat și care e cel mai important argument, dar nu l-a spus nimeni. Dar cei care cunosc sistemul și acum chiar am citit foarte mult, știți care e, de fapt, nu asta cu experții, că experții tot consiliul ăștia local îi numesc. Înțelegeți? Vorbiți de politizare, acest sector care îl criticați a făcut ceea ce sunteți voi astăzi. Acești consilieri locali pe care îi uliți și spuneți că sunt incompetenți, că nu sunt, că sunt ingineri și că nu știu, ăștia au făcut cultura din Cluj, până la urmă, prin deciziile lor. Da? Așa că v-aș ruga să aveți respect față de ei, pentru că ei au creat ceea ce este astăzi la Cluj. Și tot ei vă vor numi și experții pe care îi vor propune, da? Deci nu scoateți factorul politic din numire, tot acolo este. Că ei vor numi așa echipă de experți. Ca să ne înțelegem. Marele avantaj, în sfârșit, știți care este? Pentru că nu mai trebuie să deconteze în final la Curtea de Conturi în anul care ce proiectul. Pot să meargă cu finanțare multianuală. Înțelegeți că astăzi ce omoară pe ei? Că ei nu mai pot veni după 15 noiembrie, 1 decembrie cu decontul, pentru că trebuie să termine până la sfârșitul anului, nu mai pot face activități noi în decembrie. Pentru că trebuie să ducă finanțarea până la sfârșitul anului să o deconteze. Oricând ai venit cu finanțare multianuală, poți să treci de această chestiune, poți să angajezi multianual și poți să ai perspectivă și de salarii și de alte lucruri. Asta e marele câștig, de fapt. Să înțelegeți la ordonanța 95, nu celelalte povești care oricum sunt ok. Asta e marele avantaj. Și acolo trebuie gândit, dacă puteam și pe legea să fi făcut mai repede, dar nu se poate, pentru că acolo ei se izbesc de probleme. Pentru că trebuie să încheie, dacă au activitatea în decembrie, nu mai pot să o finanțeze pentru că trebuie să o deconteze până în 31. În 31 ianuie, calendar, noi închidem în 15-16 decembrie, închidem reluarea deconturilor. Înțelegeți? Asta e marea problemă. Și de aia spun că trebuie găsit aici, mai ales pentru această soluție de mersul, dar care trebuie coroborat cu partea de praguri financiare pentru a fi previzibile pentru fiecare unde se încadrează și în ce categorie intră. Că, repet, tot Consiliul Local va fi acela care va numi acei experți care vor lua după aceea decizia independentă și bineînțeles că vă veți certa că au numit unii sau alții niște experți care sunt mai apolitici sau mai apolitici. O să aveți iarăși aceeași discuție. Da. De-aia e democrație și frumoasă în cetate. Aș bea aștept să savurez discuția aceasta. Dar, repet, marele avantaj acesta va fi. Până la urmă a fost cineva în stare să-mi explice până la urmă care e miza, cea mai importantă. Nu asta care o discutați în general, ca marotă, ci asta. Asta, posibilitatea de a avea din prima lună a anului banii să-i cheltuiești din ianuarie, nu înainte de... Că acum trebuie să aștepți luna martie, aprilie. Și nu poți cheltui, că n-ai banii. Atunci a pus să cheltuiești banii pentru că știi bugetul că ți este pe 3 ani de zile previzibil. Asta e marele avantaj. Și poți să te duci până în 31 decembrie să cheltui banii. Nu să decontezi până în 15 decembrie când e data limită de primire a banilor. Acolo este modificarea, să înțelegeți de bază. Și cred că este, repet, benefică, dar până la urmă cineva o să în stare acum, la capătul liniei, să mă lămurească că de fapt ăsta e miza la toată discuția asta. Și foarte sănătoasă asta. Că dacă cineva avea capacitatea să mi-o spune de la început asta, pot era mult mai rapizi. Dar nu a fost nimeni în stare să-mi sintetizeze până la urmă marea problemă a sistemului. Acum, este un domn aici în sală, foarte vocal și foarte implicat în susținerea dimensiunilor civice din cetate. Se numește domnul Saca Cișvan. Până când acest distins domn al cetății nu a cere scuze public față de jignirea adresată comunității românești față de grupul școlar-școlar de Leană, îmi voi rezerva dreptul de a lăsa să vorbească, dar de a nu avea un dialog civic cu domnia sa. Repet, acest domn face afirmații când a fost în discuție coborârea de pe soclu a grupului școlar-școlar de Leană, spunând ce este atâta discuție pe marginea acestui lucru. Este un proces de mormântare, citez acum, este un proces de mormântare a unei amintiri care înseamnă jelanie, trebuie let go. Distinse domnule Saca Cișvan. Sentimentele și valorile naționale nu se mormântează decât de cei care sunt de rea credință. Sentimentele și valorile naționale sunt partea valorilor europene care trebuie respectate, nu înmormântate.
dimensiunea europeană de care vorbiți presupune respect, toleranță și respect față de ceea ce înseamnă valoarea celuilalt și nu înmormântare prin jelanie. Cât timp un asemenea discurs există în această cetate, îmi rezerv dreptul de a avea un mesaj de comunicare cu un asemenea cetățean al municipiului Cluj-Napoca. Îl respect, pentru că respect toți cetățenii Clujului, dar nu înseamnă că pot să împărtășesc punctele de vedere pe care le exprimă și, repet, sunt cu atât mai surprins să văd ca fiind un lider de opinie clujan care cere înmormântarea sentimentelor naționale ale majorității populației din acest oraș. Cred că în acest oraș trebuie cu toții să ne respectăm valorile, tradițiile, obiceiurile, simbolurile pe care le avem. Simbolurile nu ne reprezintă pe noi, ne reprezintă pe cei dinaintea noastră care și-au dat viața ca noi astăzi să trăim într-o societate democratică. N-avem voie să vorbim despre școala ardeleană ca un proces de jelanie și mormântare. Pentru că avem alte interese, avem alte viziuni sau, știu eu, conectați la alte surse mai la est de această țară. Această țară s-a orientat spre vest dintotdeauna. Viitorul acestei Românii nu este în altă parte decât în Uniunea Europeană, iar cei care au alte valori, antinaționale, anti-europene, nu vor avea în mine un partener. De aceea o să-mi cer scuze, dar nu o să intru într-un dialog, ci pur și simplu până când nu voi găsi o retractare publică și o scuze publice la adresa jignirii a celor care au susținut pe bună dreptate și cu multă bună credință menținerea pe socul a grupului școlar ardeleană, eu voi înceta să port un asemenea dialog pe care îl consider sub nivelul de reprezentare al acestui oraș. Deci, am vrut să fie foarte clar acest lucru ca să nu există îndoială, nici cu privire la nume, nici cu privire la persoană. Ca să înțelegem despre ce vorbim. În rest, respect pentru sectorul cultural, nu am avut niciodată decât cuvinte de apreciere și de laudă pentru munca pe care au făcut-o. Împreună, în acest cadru pe care vi l-am precizat, găsim soluțiile de a merge mai departe. Soluția de finanțare cu 25% mai mult anul acesta este un pas important. Nu cădeți în capcana aceea de a considera că bugetul Cluj este întotdeauna de valoarea de astăzi. V-am spus că avem proiecte mari pe care am adus 2/3 din bani din fonduri europene, care nu sunt în fiecare an. Banii acestea sunt produsul muncii unei echipe pentru proiecte mari. Centură, metrou și așa mai departe. Și nu putem să ne raportăm la valoarea din bugetul de anul ăsta ca și cum ar fi pentru întotdeauna. Pentru că nu întotdeauna construim metrou și centură metropolitană în Cluj, nu fiecare an. De aceea aș vrea să aveți această reținere și să înțelegeți acest zemeș și nu vă lăsați păcăliți de vorbele așa otrăvite, așa cum au fost acelea din cuvintele adresate celor care apreciază grupul școlar ardeleană, grupul statutar școlar ardeleană, de aceste cuvinte otrăvite, care vin să aducă o travă în relația de colaborare din acest oraș. M-am chinuit în ultimii 20 de ani și știți de unde a plecat acest oraș. De la învrăjbire, de la intoleranță, de la lipsă totală de respect între cetățenii acestui oraș, nu voi permite nimănui să distrugă acest climat. Chiar dacă s-a numit Saca Cinșva. Nu îi voi permite ca să adreseze asemenea cuvinte și trebuie să fie curmate din start, din rădăcină. Ca să știe că așa ceva nu se poate. Sau cum s-a spus la Oituz, pe aici nu se trece. Ar trebui să înțeleagă cineva acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog. Sigur, a rămas în zona dumneavoastră microfonul. Vă rog să-i... Bună ziua! Sunt onorat să mă aflu în această sală în care se decide viitorul orașului. Revenind la gândul că legea 350 și Comisia de Consilieri, cum au fost ei, au făcut cultura clujană ceea ce este, aș vrea să aduc o serie de argumente cifrice. Anul trecut, pe lista de alocări pentru cultură găsim 156 de poziții, cheltuind în total 12,4 milioane de lei. Suma medie a fost 79.487 de lei. Observăm totuși că 122 de poziții sunt sub această cifră medie și doar 34 sunt peste. Asta înseamnă că de 4 ori mai mulți primesc sub medie decât cei care primesc peste. Rezultă o curbă de redistribuție debalansată de 1 la 4. Cei care știu statistică știu ce înseamnă asta. 1 la 4. Investigând natura acestei debalansări, vom găsi următoarele. Primele 7% din proiecte primesc 50% din bani. Primele 15% din proiecte primesc 67% din bani. Ceea ce înseamnă că, în realitate,
85% dintre proiecte împart o treime din bani. Rezultă fără echivoc un sistem profund debalansat, generat de distribuția pe legea 350 și de comisia neprofesionistă. Vă mulțumesc. Vrem să continuăm acest lucru? Să continuăm. Vă rog, aici, la, cred că domnul Maxim, dacă nu... Așa, vă rog. Legat de, potențiala, da, legat de potențiala finanțare multianuală, da, asta este ceva ce se poate face pe OG51. AFCN-ului i-a luat vreo 10 ani de existență, mai bine, vreo 15 ani de existență să poată să ajungă la treaba asta. Cred că până la avea poate implementarea perfectă, nu știu, hai să o facem în doi pași. În regulamentul propus nu este, ar fi superb dacă am putea imagina ceva atât de cum să spun eu, bun ca o finanțare multianuală. Însă, nu știu dacă asta va fi cazul, chiar dacă trecem pe OG51 la Cluj. Există totuși un precedent masiv în țară, de la Timișoara, la Brașov, la câteva sectoare din București și probabil încă multe alte primării și instituții care finanțează anual pe OG51. Regulamentul propus face parte ca orice la lege, preia legea cu completările ulterioare. Completarea din ianuarie are două rânduri, da, în care se clarifică niște termeni. Este absolut în regulă acea completare din ianuarie. Vă arăt cum am deschis, să uitați. Dar le și citesc, dacă îmi permiteți, le citesc. Articolul 6, alineatul 6, litera A, va avea următorul cuprins. A, să se efectueze între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă cu autoritatea finanțatoare și data finalizării ultimei activități specifice de perioada de implementare a proiectului. Și 2, articolul 6.1 va avea următorul cuprins. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare documente justificative pentru ultima tranșă, precum și raportul final de activitate. Astea sunt modificările date în ianuarie. Îmi permite să și răspund, într-adevăr, și acest articol din modificările aduse anihilează, de fapt, beneficiul multianualității. Putem? Finanțării multianuale, din păcate. Deci asta am vrut să subliniez. Este super bine dacă facem finanțări, cum revenind la punctul 1, e foarte bine dacă acceptăm OG51 pentru a face finanțări anuale și asta este. Renunțăm la multianualitate deocamdată. Okay? Mulțumesc pentru intervenții. Vă rog, doamna consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, constat din partea dumneavoastră o foarte mare flexibilitate a declarațiilor de la o ședință la alta. Timp de 4 ani de la exact acel loc ați promis trecerea regulamentului pe OG51. Fără supărare, n-ați mișcat un deget în direcția asta. După ce noi am depus în sfârșit, în decembrie anul trecut, un regulament pe OG51, ați schimbat foaia și în loc să susțineți acest regulament, ați propus o dezbatere CIC în care să ne dăm cu părerea dacă regulamentul pe OG51 este oportun sau nu. Acum veniți cu o altă poveste. Menționați diverse persoane care s-ar simți defavorizate de trecerea pe OG51, care însă n-au avut bunăvoința să vină în ședința de Consiliu Local să-și exprime punctul de vedere, la fel cum au făcut-o susținătorii trecerii pe OG51. De asemenea, ne-ați spus acum că de-abia acum, da, după ce noi discutăm despre acest regulament de 4 ani, de-abia acum ați înțeles marele avantaj al OG51. Să înțeleg că nu aveți departament juridic, că nu aveți specialiști pe cultură în primăria Cluj-Napoca care să vă explice aceste lucruri? De asemenea, ne-ați trimis la o nouă formă a OG51, care, sincer, în acest moment este doar un alt mod de a tergiversa această discuție. Pentru că asta ați făcut constant de 4 ani de când discutăm despre acest proiect, ați mutat mingea și poarta în timpul meciului cu foarte mare talent de la un an la altul. Din punctul meu de vedere, ați promis de prea multe ori OG51 fără să vă țineți pe cuvânt și în acest moment nu mai sunteți credibili pe acest subiect. Aveți o singură opțiune dacă doriți să vă recâștigați
credibilitate, așa nume să puneți în dezbatere publică regulamentul pe care l-am depus, care odată ce e în consultare publică poate fi amendat, poate fi îmbunătățit, poate fi adus și aliniat cu ultima versiune a OG51. Mulțumesc! Mulțumesc! Puteți să faceți monitorizarea tuturor lorilor dumneavoastră de cuvânt și a tuturor colegilor din USR și a tuturor celor care au vorbit aici din spațiul cultural, dacă vreunul a vorbit despre multianulitate despre care am vorbit eu acum. Nimeni. Nimeni n-a vorbit până acum. Până când, repet, am început eu să întreb, dar totuși, care e până la urmă miza problemei? Până la urmă, că nu cred că comisia asta e miza problemei. Că tot politica e numită și comisia asta, cum zice și pe consiliile locale. Că voi vă dați un bot de blam aici, direct. Vă detonați în direct. Voi, cei care votați, vă detonați în direct, spuneți că sunteți părtinitori, că sunteți clienteliști politici, vă fac cei de bine afară șmenari, vă fac clientelari, vă detonați în direct și acceptați. Foarte bine, bravo vouă. Eu nu sunt parte la proces și mă bucur că nu pot să mă detonez în direct cum o faceți voi. Vă detonați în direct. Vă recunoașteți clientelismul, vă recunoașteți partizanatul, vă recunoașteți incapacitatea de a putea să gestionați aplicarea unui prevederi legale. Asta o faceți. Foarte bine, treaba voastră. Eu nu sunt solidar cu dumneavoastră la acest demers, pentru că nu sunt parte. Partea mea este doar de asigurare resursa financiară. Atât, punct. Dar, repet, verificați. Unul a venit să spună, de fapt, asta este multianualitatea, care, repet, îi omoară faptul că ei nu mai pot deconta după 15 decembrie, pentru că se închide anul financiar și nu mai pot. Uneori chiar de la 1 noiembrie încep dificultățile. De asemenea, la începutul anului nu pot să facă nimic de activități culturale, pentru că se aștepte bugetul. Deci ei, practic, lucrează undeva mai, octombrie, noiembrie, maxim. Că restul sunt în așteptare sau în proceduri. Acolo este marea problemă. Iar acum, văzând că modificarea asta legislativă din nou, ce spune exact doamna viceprimar, că din nou omoară copilul din această creație, care e cel mai important, ok, foarte bine, dezbaterea publică sau promovarea proiectului în urma dezbaterii publice va lămuri cum e mai bine. Dar am vrut să vă atrag atenția că atât de mult vă dați cunoscătorii cât chiar esența nu cunoașteți. Și dacă dumneavoastră a spus vreodată de chestiunea asta în ședința de Consiliu, vreau să o văd, când a spus că este multianualitatea cu aplicarea la prevederile Curții de Conturi cu privire la deconturi până 15 decembrie. Spuneți. Dacă a spus asta, ok, poate n-a fost la ședință. Mulțumesc. Vă rog. Răspuns direct. Mulțumesc frumos. Am avut, să știți că am avut această discuție în ședința de comisie din care fac parte, în care exact despre asta am discutat. Îmi pare rău că nu au ajuns discuțiile mai departe la dumneavoastră, dar, din nou, nu este treaba noastră să vă furnizăm aceste informații. Aveți un departament care cu asta se ocupă, puteți să-i întrebați pe dânsii. Doi, sunt neplăcut surprinsă să aud din partea dumneavoastră, după ce de atâtea ori ați lăudat munca cu experți și cu specialiști, că acum noi ne-am detonat în public recunoscând că nu suntem specialiști în domeniul culturii. Nu suntem specialiști în domeniul culturii. Nu e o rușine să recunoaștem asta și să dorim să vină specialiști pe cultură în această comisie și ei să evalueze proiectele. Nu, asta nu înseamnă detonare, nu înseamnă recunoașterea clientelismului și așa mai departe, nu. Înseamnă că vrem să se lucreze profesionist. Și m-aș fi așteptat de la dumneavoastră să susțineți această abordare, pentru că este ceva ce spuneți foarte des în ședințele de Consiliu Local. Deci, dacă chiar vă asumați cele pe care le spuneți de atâta ori, veți face toate demersurile necesare să avem această comisie de specialiști. Multianualitatea poate fi dezbătută în cadrul consultării publice pe care o cerem încă o dată după ce am cerut-o de mai multe ori până acum. Doamna consilier, să înțeleg că în momentul în care dați un vot în Consiliul Local, înțelege sau nu înțelegem despre ce e vorba? Că totuși suntem în plenul Consiliului Local și am impresia că în momentul în care dăm un vot știm pe ce dăm votul. Ce nu ați înțeles că vă explic. Vă rog să mă întrebați. Mi-ați spus cu specialiștii. Deci, dorim specialiști în această comisie, pentru că noi nu suntem nici unul dintre noi specialiști pe domeniul culturii. E mai clar sau să mai repet o dată? Să votați, sunteți specialistă, să votați. Să dați un vot, sunteți specialistă sau nu? Dar a da un vot este diferit față de a evalua un proiect. Adică ne asumăm noi, cei 27 de consilieri locali aici la masă, să dăm un vot. Asta presupune că și înțelegem despre ce este vorba, nu? Asta presupune. Mergând așa,
nu presupune că înțelegem pentru ce ne dăm votul sau să înțelegem că ne-o trimis cu JNE. Dar una este, stați puțin, domnul viceprimar, că una este să citesc eu și să-mi dau cu părerea despre cum ar trebui să votez și una este să vină un evaluator expert. Nu spunea și domnul primar că susține chestia asta. Acum să înțeleg că domnul primar susține una și dumneavoastră susțineți alta? Domnul viceprimar v-a răspuns și v-a întrebat foarte onest. Aveți responsabilitatea votului pe care îl dați? Asta a fost prima întrebare. A doua, acceptați acuzațiile unora, dar nu a celor prezenți, pentru că nu cred că azi am auzit în alte ședințe, cum altora care au fost prezenți la ședințele de Consiliu sau la dezbaterea publică, care au spus că este un proces clientelar politic, procesul de alocare. Ați fost parte la acest proces. Vă considerați partea procesului clientelar de alocare? Da sau nu? USR. Ridică mânuța. Să știți că nu împotriva USR-ului împotriva noastră au fost îndreptate aceste acuzații. Hai să fim serioși. Ați fost parte până acum de 4 ani de zile. Nu vă puteți prezenta ca o floricică, așa am spus de fiecare despre acest partid. Vrea să fie partid Ghiocel, care răsare din albul imaculat al zăpezii și nu a fost nici toamnă înainte, nici vară nu urmează după. Ați fost și sunteți parte acestui proces și când m-a spus că vă detonați în direct, înseamnă că vă detonați clientelismul la care sunteți parte. Eu n-am auzit pe alți colegi de-ai mei sau pe mine să spun, domnule, am fost influențat de cineva sau am făcut clientelism de o anumită natură. Ci pur și simplu am judecat pe baza datelor obiective prezentate la dosar, pe baza unui clasament care se face potrivit prevederilor legale, am aplicat grila și am decis în Consiliu. Punct. Dacă nu o să considerați că ați făcut clientelism, repet, este treaba dumneavoastră și vă felicit că recunoașteți public acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, aș vrea să intervin și eu în momentul de față. Dacă în acești 3 ani și jumătate de când suntem în Consiliul Local a fost prima oară când venim și luăm subiectul și luăm cuvântul pe acest subiect, v-aș fi dat dreptate. Suntem aici să facem politică degeaba. Nu este cazul. Colega mea a lucrat la un regulament împreună cu mediul cultural, pentru că aceștia n-au găsit deschidere la dumneavoastră. Spunem, de la prima ședință în care am participat în aceste comisii din care facem parte și la care vă invit să veniți o singură dată să vedeți cum sunt. Primim o listă cu o zi, două înainte, cu sute de proiecte, ne uităm peste ele, respingem. La unele dintre ele, în aceste comisii, noi am votat împotrivă, am dorit să meargă banii către alte proiecte și așa mai departe. Am luat pe parcursul celor 3 ani și jumătate cuvântul de foarte multe ori legat de acest lucru și mai mult decât atâta, nici măcar nu doar comentăm. Am făcut un regulament pe care administrația PNL nu a fost capabilă să-l facă, cu toate că mediul cultural îl cere de ani de zile. Vă rog frumos! Totul are o limită. Să vii să acuzi că pur și simplu doar ridicăm mâna, nu știm ce votăm, să-i spuneți colegii mele, ridicați mânuța, nu știu de unde și unde se poate permite folosirea diminutivelor într-o ședință de Consiliu Local, nici eu nu vă spun dumneavoastră astfel de lucruri și nici dumneavoastră n-ați avea voie să le faceți, din respectul pe care îl menționați anterior. Să fim serioși, domnule primar, chiar aici am ajuns astăzi, este din punctul meu de vedere, cea mai tristă ședință de Consiliul Local la care am participat. Și au fost și altele mai urâte și totul este pentru că este o lipsă de respect incredibilă de la modul în care ne vă adresați consilierilor locali. E adevărat, cei al opoziției, pentru că cei ai puterii vorbesc mult prea puțin aici. Bănuiesc că muncesc în afara acestei ședințe și probabil așa o să fie și când o să fim noi în Consiliul Local. Nu vreau să fiu la majoritari, nu vreau să zic altceva. Pe de altă parte, modul în care vorbiți despre respect și după aceea nu îl acordați, nu atât nouă consilierilor, care suntem poate mai obișnuiți, dar lor oameni care au venit cu o listă impresionantă de proiect de susținere pentru un regulament de care au nevoie ca de aer, este trist. Mulțumesc! Vreau să fiu foarte clar. Am avut de obiectat la o singură persoană cu nume și prenume Saca Cișvan. Și vă rog să nu-mi extindeți afirmațiile mele care se rezumează la respect și prețuire pentru ceilalți din sectorul cultural. Am o singură problemă cu cineva care sfidează sentimentele naționale ale comunității românești din acest oraș, care își bate joc de ele, consideră că trebuie să le mormânteze, să le jelim și să uităm de ele. Asta nu consider că este european, ci consider pentru că oricine este părtaș la un asemenea demers alături de domnia sa face o mare greșeală, dar este liber să o facă. În rest, pentru ceilalți semnatari, așa cum am spus-o, e corect demersul, îl înțeleg, îl căutăm soluții cele mai bune,
V-am spus că nimeni n-a precizat până acum în vreo ședință de Consiliu Local exact această dimensiune a multianualității ca efect major benefic, restul celelalte fiind lucruri care pot fi discutate. Unii spun da, unii spun nu. Ok, repet, din perspectiva asta, că veți vota dumneavoastră consilierii locali pe cei care vă face evaluarea sau că faceți dumneavoastră evaluarea în baza unor dosare care vi se prezintă și analizați cu propria dumneavoastră conștiință decizia, este la fel. Aș vrea doar să știu câte proiecte ați votat dumneavoastră în cei 4 ani de zile pe legea 350? Câte clienteliști ați fost? Pentru că asta a fost afirmația de bază, este un proces de selecție clientelar, este un proces de selecție politic și dumneavoastră ați fost parte la acest proces 4 ani de zile. Acum veniți și spuneți, știți, noi am fost împotriva, dar am votat totuși. Noi am votat cot la cot, non-stop, ceas de ceas și în proporție de masă. Nu am auzit pe vreun dintre voi să spună că avem vreo problemă de clientelism, de altă natură, ați votat cot la cot aici la această masă, pentru că ați votat corect din punctul meu de vedere. Dar să acceptați ideea și ștampila de clientelism doar pentru motive de campanie electorală mărunte și de 2 lei acum, asta vă decredibilizează pe dumneavoastră. Deci 4 ani ați fost într-o tabără, într-o zonă în care eu cred că ați procedat corect, că n-am argumente să spun că n-ați procedat corect, că n-am primit nicio informație, că n-ați făcut alocări corecte, că n-au fost transparente, că nu s-a respectat ceea ce scrie în lege, să vă raliați la un demers care spune totul e politic, totul este clientelist, totul este arbitrar, fiind parte din el, înseamnă să vă autonegați. De fapt, pentru mine nu mă surprinde asemenea dimensiune a USR-ului, pentru că totdeauna își neagă și părintele, și următorul care urmează, n-au o chestiune aceasta de identitate ideologică care se poate duce de la A la punctul Z. Și în funcție de conjunctură se schimbă, așa mai este mai departe. Eu înțeleg și asta. E un fenomen care face parte din societatea românească. Dar a veni și a spune și ați recunoaște propria incapacitate, ați recunoaște propriul camelionism. Să spui, am fost de o parte până au venit alegerile, acum când vin alegerile de partea aia la alte, că poate mai ciupesc niște voturi de la sectorul cultural, poate îi fac eu să-mi fie mai plăcut, să arate mai bine în poza pe Facebook sau în discursul meu pe TikTok, poate arată mai bine. Asta este, repet, politicianism de cea mai joasă speță. Cât timp ai fost parte la acest proces și 4 ani de zile ai votat cu mânuța ta. Cu mâna ta, scuzați-mă, să nu fie cu mânuța. Cu mâna ta ai votat, dacă ai apăsat pe butonul da sau nu. Atunci, repet, asta spune consistent despre ceea ce eu numesc acest camelionism politic. Am un răspuns secundă, direct pentru domnul primar. Ridicată mână, vreo domnule Gliga, după care vă dau cuvânt. Am urmărit și am căutat să înțeleg motivațiile celor expuse aici și am observat un lucru. Noi aici, și pentru colegii de la USR insist să spun acest lucru, noi aici, prin votul dat pe finanțare pe 350 sau pentru fenomenul cultural, dăm un vot de oportunitate pentru finanțarea fenomenului cultural, efervescenței culturale în Cluj, sub orice formă s-ar manifesta ea. Pentru activități culturale, nu neapărat specializate sau nu suntem la un concurs, nu dăm votul pe un concurs de proiecte. Să ne înțelegem. Pentru un concurs de proiecte, cele două legi, cele două forme de finanțare, înainte să ridicați, așteptați să vedeți ce spun, da? Cele două, nu se exclud una pe cealaltă. Menținerea finanțării pentru fenomenul cultural în Cluj, sub orice formă să manifesta, pentru a păstra caracterul multietnic, pentru a păstra caracterul patrimonial al orașului, pentru multe alte chestiuni, prin legea 350 ce am făcut până acum, nu finanțăm doar niște activități culturale pe care le puteți agrea sau nu unii la ceilalți. Deci, putem, până la urmă, putem să dezbatem și să gândim pentru viitor chiar două linii separate. Dacă vorbim, una este pentru un concurs de proiecte super specializat, în care, să fim serioși, nu cred, mai ales în domeniul cultural, abordările pot fi subiective și este bine că sunt așa. Pentru că, alminteri, o supranormalizare a fenomenului cultural nu cred că și-o dorește nimeni și nici nu se așteaptă nimeni la așa ceva. Deci putem să gândim mai departe, înainte de a face politică, înainte de a aclama niște lucruri, putem să gândim din toată perspectiva și nu doar dintr-o
să spun așa, o dorință de a induce doar o singură direcție. Asta nu mai e fenomen cultural. Dacă ne referim la dimensiunea culturală și multiculturală a orașului. Da, o să zic. Mulțumesc. Bun, mulțumesc, vă rog, doamnă consilier. Da. Câteva fapte, pentru că s-au spus foarte multe lucruri aici, absolut pe lângă subiect, dar presupun că și asta e o tactică de a tergiversa lucrurile. Deci, USR are un singur vot în acea comisie de evaluare a proiectelor, de unde acuza de clientelism este total inoportună și niciunul dintre acești membri ai comisiei nu are background în domeniul cultural. Tot ce am cerut noi este ca în comisie să fie prinși, să fie cuprinși, exact așa cum prevede OG51, specialist. Nu am spus că nu am știut ce votăm, nu am spus altceva, nu ne-am detonat, am cerut specialiști. În spiritul celor pe care și domnul primar le-a declarat de atâtea ori în această ședință. De asemenea, ați mai spus că doar acum ne-am raliat la acest demers pentru că e an electoral. Vă reamintesc, domnule primar, poate că de data asta o să vă amintiți, că din 2021 am semnalat problemele care sunt cu actuala lege și am cerut un nou regulament, iar chiar domnul Tarcea aici de față a spus că suntem bineveniți să venim cu aceste propuneri, cu care într-un final am venit pentru că dumneavoastră nu v-ați făcut treaba cu toate departamentele pe care le aveți în primărie, pentru că aveați și departament juridic și am depus noi acest regulament. Deci, fără supărare, domnule primar, politicianism de cea mai joasă speță este ce faceți dumneavoastră, răstălmăcind orice afirmație, în încercarea de a tergiversa încă o dată un demers absolut corect. Cameleonică este, cred că, un cuvânt prea blând în atitudinea pe care o aveți. Acum jumătate de oră lăudați colegii din primărie cât sunt ei de buni că au reușit să facă și că trebuie să fie stimulat 100%, iar acum spuneți că îs pe lângă subiect, că nu-și fac treaba, că-i vai de mama lor. Asta a spus acum de jumătate de oră. Regulă. Domnule Tarcea, acum chiar trebuie să intervin. Dacă nu înțelegem ceea ce spunem, exact, îmi pare rău. Exact asta ați spus. Nu, și ce am mai spus pe lângă? Am zis că poate nu trebuie să-i plătim pe toți la fel. Poate unii sunt buni și unii nu. Bănuiesc că n-au lucrat aceeași la regulamentul de cultură care au lucrat și la centru de știință, nu? Mulțumesc! Dacă de 4 ani nu au fost în stare să facă acest regulament, da, spunem foarte clar și răspicat, au o problemă. Mulțumesc! Regulă. Eu cred că ridicarea tonului face parte din același mod al eleganței de a ne discuta. Cred că la fel este de corect să... Aveți dreptate și îmi cer scuze, pentru că știu atunci când greșesc, aveți dreptate, îmi cer scuze. Eu mi-am cerut scuze dacă am folosit un cuvânt impropriu, nu am avut intenția de a-l folosi în sens peorativ, ci din potrivă, în sens argumentativ. Vă rog, doamna, scuzați-mă, numai să închei discuția. Aș vrea să spun că discuția asta n-a început odată cu USR-ul. Noi reflectăm la ordonanța asta dinainte de 2020. Dar au fost păreri pro și contra și încă mai sunt încă, dar poate nu la aceeași amploare ca și atunci. Mi-a spunea, da, este cadrul acesta, dar funcționează pe legea 350, bine, l-am creat, are disfuncționalitățile de acolo și pur și simplu am lăsat discuția să aibă loc până se conturează o direcție foarte clară. Se contureze un lucru și cel care s-a conturat, repet, în decursul anului a fost această greutate a deconturilor și a utilizării banilor multianual. Asta a fost cea mai mare problemă. În rest, acuzații, eu n-am auzit la urechea mea acuzații în afara celor formulate în această sală, dar nu de ce prezențează aici. Și vreau să fiu foarte clar, nu ce prezența aici au formulat criterii de acuzații de clientelism sau de altă natură. Alții care au fost la dezbatere. Și atunci i-am spus, nu particip la o asemenea joc. Că nu consider că am fost parte la un proces de clientelism politic, așa cum unii dintre voi începeți să acceptați. Treaba asta. Deci a început înainte, deci nu s-a născut iarăși ca de obicei. Eu înțeleg politica USR-ului. Apare subiectul lansat, apare, știți că se lucrează în primul an proiect, apare pe val și spune USR-ul cere. Știți că colegi în diverse proiecte, pentru diverse lucruri, lucrează de luni, ani, uneori. Înțeleg că am făcut și opoziție, până la urmă, e partea jocului democratic, dar am avut totdeauna decența să legăm să spun, domnule, ideea asta nu e nouă, o susțin și eu, cum a făcut domnul Mătușa mea, a fost fair play. Spun, domnule, da, știu subiectul acesta cu creșterea, apropo, este, nu l-am inventat, este o problemă reală, hai să vedem cum o rezolvăm. Cred că asta e soluția. Și eu am aflat sectorial de problemă, de adunăm forțele să putem să rezolvăm problema. Nu e nici a mea, nici a domniei sale, nu am inventat-o, noi n-am creat-o noi, e partea unui sistem, încercăm să o rezolvăm.
Deci, atunci când am spus că încercarea asta de a smulge lacrimi și, cum le spune alea pe emoticoane, pe TikTok, like-uri, asta, repet, poate ține la un anumit nivel, dar nu cred că la nivelul Cluj mai poate ține. Eu nu cred că puteți cumpăra sectorul cultural, gata, de mâine totul e cu USR-ul, pentru că voi ați inventat apa caldă peste noapte. Sectorul cultural face ce vrea el, că de aceea e cultural și independent, știe ce să facă. Dar ideea de a încerca să capturați un subiect, să-l transformați într-un subiect politic, când știți, de fapt, că toată discuția e de bună credință, care e cea mai bună soluție cu adevărat, că sunt și care doresc ambele forme, asta am spus eu că îi numesc în termeni așa, într-adevăr eleganți, camelonism politic. Aș vrea doar o scurtă intervenție de tot și promit că este ultima. Suntem foarte diferiți și cred că cele mai dese critici pe care le-am primit de când suntem în Consiliul Local este că nu facem o opoziție așa cum ar trebui, adică că nu suntem suficient de agresiv cu administrația PNL care conduce acest oraș. Cred că asta o știe lumea și nu are sens să o mai discutăm, pentru că, repet, este critica pe care o primim cel mai des. Revenind la subiectul USR și PNL, aș vrea să spun doar atât. Îmi pare rău, dar nu vom accepta niciodată lecții de la cei care au venit să ne spună votați-ne pe noi că dăm jos PSD-ul, iar acum guvernează împreună. Până aici, domnule primar. Și aș vrea să mai spun ceva. Și mă opresc, pentru că respectul este pentru oamenii care au venit aici, din mediul cultural, pe ei trebuie să-i ascultăm, nu disputa între USR și PNL. Mulțumesc! Doamna consilier, sunt sigur și cred că îi deranjează pe cei de la USR, că în momentul în care a fost împreună cu PNL-ul, au reușit să ducă lucrurile absolut în derizor în anumite situații și că această alianță, așa cum ați făcut-o dumneavoastră și cum ați spus-o dumneavoastră ca și partidul dumneavoastră personal, a reușit să aducă stabilitate în România, poate în cea mai grea perioadă prin care am trecut în ultimii ani. Sigur că vă deranjează foarte tare lucrul ăsta și electoralul mai aveți ce să mai vindeți. Doamna Braniște, aveți cuvântul, vă rog. Domnule primar, ați zis că ați fost, că n-au ajuns la dumneavoastră anumite critici, poate ați fost protejat. În articolele mele pe care le găsiți pe Google Scholar o să vedeți că sunteți criticați și de mine. Și pentru modul în care se organizează toată susținerea culturii la Cluj. Și pentru faptul că nu există o coerență între strategia culturală și modul în care se finanțează și sunt o grămadă de motive. Am fost foarte surprinsă să văd cum scade nivelul conversației, îmi pare rău să zic asta. Și, domnule viceprimar, știți dumneavoastră foarte bine diferența între a înțelege și cunoașterea profundă a unui sector. Pe Alexandra Oana o vedem la vernisaj, o vedem la evenimente culturale. Sincer, nu știu care dintre ceilalți consilieri locali fac parte din Comisia de Cultură, nu i-am văzut niciodată. Cred că ar trebui să privim constructiv lucrurile, da? Dacă ziceți că avem același interes să vedem care este legea cea mai bună, haideți chiar să facem asta. Nu ne interesează scandalurile politice, vrem să funcționeze lucrurile. Este un moment destul de târziu pentru zona culturală de la Cluj. Apropo de actorii mai mici despre care vă făceați grijă înainte, ei sunt chiar într-un pericol foarte mare, sunt foarte vulnerabili. Haideți să nu mai stăm pe discuții cine a propus, cine va face și cine va câștiga voturi. Nu e vorba despre asta, e vorba despre salvarea unui sector. Mulțumesc, domnul Maxim, vă rog. Da, mulțumesc. Două intervenții foarte scurte. Unu, domnule primar, spuneți că... Mă ascultați? Da. Spuneți că sunteți sfătuit de unii dintre cei din sector împotriva acestei adoptări. Sunt curios cine sunt aceștia, pentru că pare a fi unanimitate de mulți ani. De atât de mulți ani încât cred că se cere OG51 dinainte să existe USR-ul, de altfel. Se cere OG51 dinainte ca FCN-ul să treacă pe multianual. Iar nici eu nu apreciez și sunt cât se poate de acord. Nu sunt obișnuit cu acest gen de discuții, vă spun sincer, nu particip deseori la consiliile locale, dar și mie mi se pare că nivelul discuției este unul destul de critic. Să spuneți despre colega mea, Michi Braniște, că face aici teatru, când este o persoană care, scuzați-mă, a ridicat Clujul la nivel cultural, prin Fabrica de Pensule, prin Tom Dimaj,
prin ceea ce face acum la Facultatea de Teatru, eu nu sunt obișnuit cu acest gen de manevre. Altă manevră este să vă focusați vendeta personală pe Soca Cișvan, nu Soca Cișvan și nu vendeta USR, PNL și așa mai departe, este subiectul acestei discuții, care există de mult mai mult timp și a fost purtate prin nenumărate scrisori și solicitări. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog și pe... Aș vrea să-i răspundă distinsul invitat. Tot respectul pentru performanța academică profesională, care e la locul ei și respectabilă în clasamentele Google Scholar, în poziții universitare, dar aici avem niște reguli. Pentru toți cetățenii lucrurile sunt egale. Așa cum eu le respect, avem pretenția că orice cetățean trebuie să le respecte, chiar și distinsa doamnă, pe care, repet, o respect, o apreciez pentru valoarea pe care o are, dar regulile jocului trebuie respectate de către toți. Putem să fim actori, putem să fim orice, dar ne supunem legii cu toții. Pe scenă, în spațiul nostru de manevră, noi nu prea folosim cuvintele astea de manevre pe care le folosiți dumneavoastră, nu prea l-auziți aici la masa asta, dar asta nu înseamnă că într-un limbaj al dumneavoastră nu puteți să-l folosiți. Pe scenă ai libertate totală. Într-o instituție publică ai constrângeri. Vedeți, nici eu n-am întrerupt, oricât m-ar critica doamnele consiliere. Am început eu să strig sau să spun sau să vorbesc fără microfon. Am ascultat, mi-a venit rândul, mi-a dat președintele de ședință. Asta este modul de funcționare a unor instituții, pe care, repet, o vedeți și dumneavoastră cum funcționează și nu trebuie privită ca o formă de a ruga pe doamna să vorbim pe rând, să ne ascultăm, pentru că nu ne putem asculta din această perspectivă. Deci, așa cum am folosit cuvântul mânuță și mi-am cerut scuze dacă a fost înțeles greșit și la fel criticarea tonului care nu face parte din logica unei conversații democratice, exercițiul democratic se exersează în fiecare zi. Deci, în această logică v-aș ruga să priviți ceea ce am spus. În privința domnului Soca Cișvan, cu tot respectul pe care vi-l port și cu părerea pe care vă o respect, eu nu pot să fiu de acord cu domnia sa și nu pot să împărtășesc asemenea valori. Pentru că aceste valori duc la ură, aceste valori duc la dezbinare pe care le promovează domnul Cișvan, aceste valori distrug ceea ce am construit în ultimii 20 de ani, poate sunteți mai tânăr și nu știți cum arăta acest oraș în anul 2004, când am venit în primărie. Vă pot spune alții cum arăta orașul. Și am muncit 20 de ani să credesc echilibru, să credesc toleranță, să credesc respect, un loc în care fiecare să se simtă acasă, să ne respectăm tradițiile, istoria, obiceiurile, să ne respectăm valorile culturale, să ne respectăm statuile, să nu ne amestecăm, să spunem, lasă pe români să-și mormânteze, să jălească un pic, că nu-i nimic o sta pe jos. Adică, de când de când venim cu asemenea tip de limbaj anti-european și incitator până la urmă? Când putem accepta? Cum putem să acceptăm? Eu spun, cum pot? Eu nu pot să accept acest lucru. Repet, pe dumneavoastră vă respect dacă împărtășiți punctul de vedere. N-am nimic, pentru că nu pot face decât ca cetățean să vorbesc. N-am alt instrument decât acela al cuvântului. Dar acel lucru, repet, nu-i poate la nimeni să nu spun și să nu iau atitudine. Că până la urmă, temporar, sunt reprezentantul acestui oraș și care are prin strategie orașul o anumită viziune. Și orice este contrar acestei viziuni, sunt obligat să taxez. În termenii cei mai duri cu putință, mai ales când e vorba de asemenea cuvinte atât de dure. Este un proces de mormântare a unei amintiri care înseamnă jelanie. Cum poți să spui despre școala ardeleană așa ceva? Cine poate să fie de acord cu așa ceva din această țară, din acest oraș, din această sală? Dacă nu sunteți de acord, vă felicit. Bravo! Dacă asta înseamnă să mormântezi școala ardeleană. N-ați fi existat și astăzi, probabil dumneavoastră, erați în altă zodie, dacă ați fi fost de acord cu asemenea lucruri ca școala ardeleană, să nu-și făcut datoria în istorie. De până nu judecăm pe înaintașii noștri că au fost contra la ceea ce gândim astăzi. Așa au fost vremurile istoriei. Dar a nu prețuit ce au făcut fiecare și au apărat cum au putut, nevoile și neamul, din toate unghiurile de vedere, cum au putut. Dar astăzi a nega munca unor oameni care în condițiile veacurilor în care au trăit nu s-au bătut decât, așa cum am spus, pentru identitate națională, pentru libertate, pentru egalitate, ca toți să aibă aceleași drepturi, cum poți să vii și să spui, lăsați să-i jelim. Adică acest lucru vreau să-l înțelegem. Că această tendință globalizatoare de a aduna totul la un loc, de a arunca la gunoi trecutul, de a spune că numai prezentul și viitorul contează, este profund greșit, oameni buni. Trecutul este la fel de important ca și prezentul. Dacă nu înțelegem trecutul, nu știm unde mergem. Nu o să avem viitor niciodată. Și valorile care sunt împărtășite de asemenea oameni trebuie să ne punem sub semnul întrebării. De ce le spun? Poate din inconștiență, poate din rea credință, poate din motivație, nu știu. Dar nu pot să le accept. De aceea am făcut caz punctual din această afirmație pe care, repet, am regăsit-o și prin mass media de ea, repet, un proces de mormântare a unei amintiri care înseamnă jelanie. Bun, dacă aveți alte păreri, eu vi le respect, dar nu pot să fiu de acord cu ele. Vă rog, stimată doamnă, aveți cuvântul.
Da, mulțumim că ne întoarcem la subiect, pentru că am vorbit aproape la fel de mult despre școala Aldereană în timpul ședinței cât am vorbit despre cultura și OG51, ceea ce, din nou, nu este la subiect. Vreau scurt să fac o observație și o mențiune pe care de altfel foarte mulți oameni o știu și cumva în completarea observației pe care a făcut-o domnul Gliga. În gestiunea primăriei nu există nici un spațiu cultural în Cluj. Tot ce funcționează pe cultură în Cluj este în gestiunea Ministerului Culturii sau a Consiliului Județean. Prin urmare, nu vorbim despre orice buget care vine de aici și susține cultura, ci vorbim despre felul în care susține primăria Cluj producția culturală locală. Exact, exact, exact. Mulțumesc. În regulă, mulțumesc. Alte intervenții, dacă mai sunt, vă rog. Pe subiect, Motoșan. Dacă se poate. Da, pe subiect. O scurtă. Vă rog. Mulțumesc frumos. Domnule primar, știți ce este mai important pentru exercițiul democratic decât să vorbim pe rând? Să vorbim onest și să spunem adevărul. Dumneavoastră astăzi ați picat acest examen. Dincolo de asta, aș vrea să vă întreb dacă anul ăsta, 2024, v-ați asumat sau nu trecerea pe un nou regulament pentru cultură. Mulțumesc. Să știți că nu fac probleme dacă am asemenea examinator și pic examenul, e o mare bucurie pentru mine, să știți. Cu asemenea examinatori am o satisfacție. Nu doar eu vă examinez, vă examinează tot Cluj, vă asigur. Și se pare că de 20 de ani examinează bine. Vă rog, domnule Mărușan, da. Aveți cuvântul. În primul rând, ca să revenim la subiect și pentru o corectă informare și a cetățenilor municipiului Cluj-Napoca care astăzi se uită la noi, pentru o corectă informare și la cetățenilor, colegilor din mediul cultural veniți astăzi să susțină adoptarea noului regulament, legat de afirmațiile care s-au făcut și din punctul meu grave la adresa membrilor comisiei care distribuie aceste sume de bani, vreau să fie clar că eu, ca și membru al acestei comisii, consilier local Vladimir Mătușan, nu am avut niciun partid, niciun ONG care a depus documentații. Noi nu facem altceva decât să avem un buget, de am și militat cu mărirea cu peste 50% a bugetului alocat acestei comisii, pentru a putea aloca cât mai mulți bani ONG-urilor care fac proiecte și mai mici, nu așa de amvegura cum este TIF-ul, care este deja consacrat. Dar și TIF-ul a fost la un moment dat mic și a crescut pentru că a fost susținut. Așa și ceilalți mici pot să crească și să ajungă niște mamuți în domeniu, dacă este să o luăm așa din punct de vedere cultural sau nume sonore. De aceea noi, ca și membrii a comisiei, odată având un regulament care declară ce acte, ce condiții trebuie să îndeplinești ca să poți accesa vreo sumă de bani, noi la un moment dat suntem puși, când vine momentul să distribuim banii, să avem cereri care reprezintă cel puțin de 3 ori mai mult valoarea bugetului alocat acestei comisii, care trebuie să o împărțim la 80, 100, 120 de ONG-uri, care toate sunt declarate eligibile și toate proiectele sunt la fel de importante din punctul lor de vedere și a comunității din diferite prisme, că vorbim de desen pe asfalt, că vorbim de dezbateri culturale, că vorbim de dezbateri religioase, că vorbim de berăria culturală, că vorbim de orice, de la TIF în sus, asta trebuie să facem. Și eu, ca și membru al comisiei, am militat întotdeauna pentru alocarea echilibrată de bani și sprijinirea și a proiectelor mici în domeniul culturii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Alte intervenții, dacă mai sunt? Eu aș vrea să-mi întreb pe colegul meu, Mătușan, ca om de cultură, apropo, să-i răspund doamnei, că nu a văzut și alți consilieri pe la vernisaje și evenimente de cultură. Bun, nu contează. Eu vreau să vă întreb doar atât. Nu sunt nici pro, nici contra. Dacă noi alocăm un buget fix, X, și avem 100 de proiecte, eu ce garanție am? Bun, sunt eligibil. Ce garanție am că voi primesc, să zic, de la bugetul local un raport de 60% din proiectul pe care îl depun eu? Eu ce garanție am că proiectul meu va fi dus la final? Pentru că eu nu am diferența de 40% cu care să finanțez acest proiect. Aici este problema. Eu am înțeles absolut tot. Și este aici domnul director Moldovan. Este foarte simplu. Eu înțeleg ce vor acești artiști.
oameni de cultură nu au garanția reușitei acestor proiecte pe legea 350. Asta este singura problemă. De aceea eu am spus și data trecută, când s-a intervenit pe dezbaterea de buget, de ce nu dați liber unei dezbateri publice pe acest subiect, să vedem unde se ajunge, pentru că în final noi asta vrem să creăm proiecte viabile. Degeaba pe parcurs din bugetul alocat, și aici să-mi răspundă domnul director Moldovan, pe anul trecut s-a alocat un număr de 80 de, să zic, proiecte cu un buget total de X, dacă toate aceste proiecte s-au dus la final, s-au decontat. Aici este problema decontării finale. Eu nu înțeleg de ce ne tot învârtim în jurul cozii. E foarte simplă problema. A, că doamna de la fabrica de pensule pune în discuție sau credibilitatea noastră ca și consilier local. Păi vreau să vă spun că la masa asta poate nu suntem vorba dânsei numai ingineri sau numai farmacist sau numai balerini. Așa am fost pe lista respectivă, deși poate era normal din punct de vedere ierarhic, să zic primul să fie jurist, al doilea economist, al treilea balerin și așa mai departe. Din păcate, ăștia suntem. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Deci asta e. Dar eu am înțeles esența și bătălia între cele două discuții pe cultură. Problema este următoarea, că nimeni de la niciun ONG, chiar fiind mic, nu reușește să aibă garanția că acest proiect va fi dus cap-coadă. Pentru că proiectul este depus, suma vine alocată, bineînțeles că va fi ciuntită, el cere 10.000 de lei, îi se acordă 6.000 de lei și aleargă ca un nebun să-și facă diferența de 4.000 de lei. Asta este problema. Eu nu înțeleg de ce tot ne învârtim și așa mai departe. Eu am înțeles tot. Nu știu dacă domnul primar a înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Alte intervenții? Vă rog, domnule consilier. Vă rog. Mulțumesc. Da, doar o completare și la ce spune domnul Boc și la ce spune doamna consilier. Nu este o problemă care este umbrela tuturor problemelor, dacă nici asta cu multianualitatea, nici de contul, nici asta, toate sunt în schimb parte dintr-o sumă de probleme pe care regulamentul le specifică și propune alternative foarte clare și concrete și care au precedent și juridic și practic, da, în foarte multe orașe. Întrebarea este foarte simplă. Acceptați să intre chestia asta în consultare publică și să fie îmbunătățit. Și din nou, ar putea chestia asta să o faceți, nu cu toții la un loc. PNL-ul, cu UDMR-ul, cu PSD-ul, cu USR-ul, ar putea să fie ceva unic în Cluj. Ar putea să există o alianță transpartinică care să poată să ducă mai înainte reforma în cultură pe care se cere de, care este cerută de ani de zile și care a devenit urgentă în ultimii ani. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, domnule consilier Maior. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă e să facem inginerești, că mai ieșim din zona de cultură, dar matematica și o proiecție pe viitor ar însemna în felul următor. Dacă e să aplicăm o grilă de punctaj, să zicem că se schimbă, ne ducem la grila de punctaj și să facem cum sunt finanțările de tip Startup Nation, să zicem. Acolo, în baza unei grile de punctaj, ajung să intre și să zicem că sunt 100 de proiecte cu peste 95% de puncte. Ținând cont că bugetul este tot timpul limitat, asta ar însemna că nu există cum, în mod realist, să așteptarea ca să poți acoperi tot timpul toată nevoia de bugetare. Asta înseamnă că așteptarea ca un ONG sau ca un startup să beneficieze de toată finanțarea pentru a putea implementa tot proiectul nu este realistă în contextul unui buget finit. Cu atât mai mult, cu cât vrei, în baza unei grile, să aduci tot mai mulți. Dacă toată lumea își face proiectele perfect de 100 de puncte, suma scade și tot scade și tot scade și ar trebui să scadă, mai ales dacă vin ONG-uri mici, dar nu corelează cu nevoia și așteptarea de a avea finanțarea completă și doi la mână, soluția clar e la mijloc. Deci ori, am ascultat extraordinar de atent, soluția la mijloc.
poate dezbaterea la moment, poate, o soluție la mijloc. Asta am zis și dar eu, o soluție este la mijloc, dar matematic, trebuie să se accepte. Matematic, în momentul de față, matematic, pe proiecția pe care am văzut-o, ideea de modelul actual susține posibilitatea ca orice ONG care vine cu o așteptare realistă de a primi o parte din buget să aibă loc versus una cu unde pe o grilă nu poate. Pentru că s-ar putea, tocmai din inițiativa de a fi în primul an de scriere de proiect, să nu știe cum să scrie proiectul peste grila de finanțare. Și atunci nu are șanse. Și ce se întâmplă? Susții tot timpul aceleași proiecte. Am avut dezbaterea asta pe alte proiecte de Startup Nation. E un mix ciudat. Vrei să susții tot? Vrei să dai drumul la creativitate și să lași domeniul cultural să vină cu inițiative mici care la un moment dat să aibă șansa să crească? Dar atunci trebuie să-i lași un mod flexibil și să pierzi din flexibilitatea și din nerealismul de a avea finanțarea completă. Mulțumesc! Asta trebuie să fie menționat. La depunerea proiectului, 20% sau 40% este cofinanțare, 60% îți dăm noi. Nu? Bun, haideți, stimați colegi, să păstrăm limita. Trebuie să exist criterii, nu vă supărați. Doamna Ciubâncan, vă rog, terminați-vă ideea. Bun, vă rog, deci asta era ideea în regulă. Mea. Mulțumesc. Vă rog, doamna consilieră. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund direct observației colegului Maior, în regulamentul pe care l-am depus noi, nu există o singură grilă de evaluare. Am propus 4 tipuri diferite de grile de evaluare pentru 4 categorii de proiecte. Deci nu ai avea situația în care TIF concurează cu un debutant. Proiectele, în momentul în care solicită finanțare, bifează o căsuță. Proiect prioritar, proiect mare, proiect mediu și proiect mic, acțiune culturală. Deci ei, din momentul în care vin să solicite finanțarea, își bifează căsuța și știu care e maximul de finanțare pe care o pot cere și concurează doar cu proiecte similare. Deci, în felul ăsta, chiar ne asigurăm că și cei mici ajung să obțină finanțare, și cei medii, și cei mari sau chiar foarte mari. Deci această, așa cum am mai spus și altă dată, sau cred că la dezbaterea pe bugetul local, această teamă au adresat-o și ONG-urile cu care am lucrat împreună la acest regulament și asta a fost soluția pe care am găsit-o inspirându-ne din ce se întâmplă în alte orașe. De exemplu, pentru că nu am lucrat de la zero, ne-am uitat la ce se întâmplă la Timișoara, e deja un model implementat și testat de ei, au găsit această soluție, avem categorii de proiecte, toată lumea reușește să ajungă la finanțare. Sper că v-am răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, domnule Socaci. Da, este în zonă microfonul, vă rog. Stimați colegi, fiți, vă rog, atenți cu microfonul ca să nu... Lăsați-l acolo în zonă, să fie microfonul în zonă. Așa. Având în vedere că să vorbim de cifre, vorba aia, se întâmplă să fiu absolvent de informatică. Deci, plus, am lucrat pe acest regulament, așa că aș vrea să adaug câteva lucruri la cele spuse de doamnă consilier mai înainte. Nu numai că există grile diferite și categorii diferite, dar toată treaba așa top-down începe cu o planificare strategică de împărțirea potului de bani în diferite oale, dacă vreți. Oala pentru mari, pentru băieții mari, oala pentru băieții mici, mijlocii, aia mici, aia debutanți, etc. Și această planificare strategică asigură faptul că debutanții au bani, că ăia mici au bani, pentru că ei nu concurează, ei sunt în piscine diferite, ei înoată în piscine diferite. Înțelegeți? Înțelegeți? Ok, asta este logica. Și probabil, studiind documentul mai profund, o să vedeți și alte mici detalii care asigură aceste lucruri. Mulțumesc! Întâmplarea face că și domnul Maior Valentin este IT și este tot din zona, deci cred că înțelege foarte bine aceste aspecte. Mulțumesc! Nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă. Mulțumesc!